Bine ne-am regăsit la emisiunea Călător în România, o emisiune care își propune să cunoască alături de dumneavoastră orașe și zone care merită vizitate. Astăzi mergem în Țara Hațegului. Țara Hațegului este una dintre cele mai frumoase regiuni din România, una care atrage turiștii atât prin frumusețea naturală impresionantă generată de munții care înconjoară depresiunea Hațegului, Retezat, Țarcu, Poiana Ruscă, Șureanu, cât și de monumentele arhitectonice, a căror vechime și însemnătate istorică marchează enorma importanță și extraordinarul potențial al acestei zone. Rezervația de zimbri din Hațeg. Zimbrul, acest animal rar întâlnit în prezent, dar care acum câteva sute de ani popula pădurile sălbatice ale Europei și a găsit locul în rezervația Silvuț-Hațeg încă din anul 1958, când aici au fost aduse două exemplare din Polonia, Podarek și Polonka pe numele lor. Iar dacă zimbrii polonezi aveau nume care începeau cu litera P, s-a instituit tradiția ca exemplarele care urmau să populeze rezervația din Hațeg să primească nume care încep cu litera R. Prin urmare, toți cei peste 50 de zimbri care s-au născut în România în ultimii 57 de ani au fost botezați cu nume românești: Roman, Romina, Roxana, Romeo, Roșu, Rodica, etc. Sarmisegetuza Ulpia Traiana. Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmisegetuza a fost capitala Daciei Romane, fiind fondată de Terentius Caurianus, primul guvernator al regiunii între anii 108-110, cel care a dat orașului practic același nume cu cel al capitalei dacice, Sarmisegetuza Regia, aflată la circa 40 de kilometri distanță spre est în munții Orăștiei. Ruinele Ulpiei Traiana pot fi lesne vizitate, intrarea făcându-se chiar din DN 68 din localitatea Sarmisegetuza, aflată la 16 km de orașul Hațeg. Amfiteatrul, care putea să găzduiască până la 5.000 de oameni, termele, Palatul Augustalilor, forul, centrul civic și politico-administrativ și edificiile publice, băi, ateliere, etc., au fost scoase la iveală de către arheologi, alături de obiecte dacice care sunt găzduite de muzeul din apropiere. Castelul Chendefi, aflat în localitatea Sântă Maria Orlea din județul Hunedoara, castelul Chendefi a fost ridicat în anul 1782 pe locul unui fost conac de către contele Ele Chendefi, care făcea parte dintr-o veche familie nobiliară transilvaneană cu origini în secolul 13. Inițial, castelul a fost construit în stil baroc, dar contele Arpad Chendefi, urmașul lui Elec, l-a transformat în stil neogotic odată cu renovarea din anii 1870-1874. Tot Arpad a fost cel care a amenajat un parc în stil englezesc după moda timpului, dând locului un farmec romantic care avea să reziste mulți ani și care a făcut din castelul Chendefi unul dintre cele mai frumoase obiective turistice ale Hațegului. Mănăstirea Prislop. La 13 km de orașul Hațeg, în apropierea satului Silvașul de Sus, într-un cadru natural superb, înconjurat de dealuri, se află unul dintre cele mai populare locuri românești ale momentului. Mănăstirea Prislop a fost ctitorită de Nicodim de la Tismana, Sfântul Nicodim, între anii 1399-1405. Aceasta este versiunea oficială, dar nu foarte sigură, atâta vreme cât a existat o singură mărturie prin care este consemnată prezența lui Nicodim în acele locuri. Mult mai concretă este menționarea domniței Zamfira, fiica domnitorului Moise Vodă Basarab, care a refăcut-o din temelii în anul 1564.